Dizi que te ligue tarde. Dizi que te ligue tarde com o Dereck. Pero rica de ajo. Acolo a picat și deci fac niște poze. Deci o jumătate, încoate, ce trebuie să iau? O jumătate seavă. O jumătate seavă de? De 50. De 50. Da, și un cor la, de 45, nu de, nu de 67, de 45. Deci un cor de 45. De 50. Nu, no, de 50. Păi de 50, dar la 45. De 50 la 45. Da. Am înțeles. Le scoatem afară pe scară. Tăiate. Și împinse încolo, că altfel și cimentate, că aici o să vină faianță. Să mă duc să cumpăr niște dăltițe. Nu, no, nu are rost să vă complicați. Bine, cum ziceți, vreau ca să ajut un pic. Așa. Ne-a puliță, se zbună toate, și la uși, și la electric. Am băgat în toate porcăriile. Ia să vedem, se încuie sau nu se încuie? Ia. Se încuie. E ok. Cam nu? Ba da. Și așa lăsăm fără metalul ăla. Nu, 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 pune metalul. Am pun. Mă trebuie luat un pic de aici, partea de jos, că... E ok. Nu e ok.
aici, să pun plafon. Știi că unde la de cu becuri? Lustră, da. Cred că trebuie de aia de rigip să de jur împrejur. Asta este treaba făcută de Neapuliță. Da. E treaba făcută de Neluțu. Asta e treaba făcută de Neluțu, profesionist. Îi trimit la nevastă mea. Nu, nu facem treaba așa. Nu facem, nu. Eu îi trimit să vadă cum dracu să faci treaba. Să pui... Păi toată e așa. E toată. Hai, nu, dă-o trafie de treabă. Păi da, nu mișcă. Cum? Nu. Lasă-mă să aduc eu. Zic că trag de ele și nu se mișcă. Păi da, eu știu. Nu. Așa o să rămână alea. Nu. Nu, dacă mie mi le testez pe toate. Nu bine. Nu. Și vreau să fie kit de rosturi flexibil. Kit de rosturi flexibil. Ăla trebuie. Ăla când îl facem lichid, îl turnăm, intră peste tot. Da. 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 Nu kit din asta sărăcie care să pune numai deasupra. Kit de rosturi flexibil trebuie. Eu numai cu din ăla lucrez. O scrie și o foaie pe ceva. Nu, că țin minte. Nu. Vă rog frumos, kit de rosturi flexibil se face lichid și se aruncă. Te rog frumos să-mi testezi toate plăcile una lângă alta. Da, atenție să nu le ciopești. Da. Nu, nu
Păi nu mișcă acum aia, dar nu poți să o lasă așa, Dumnezeu, că e mămăligă. Trag de ea și nu ies. Trag de ea și nu ies. Uite, ia uite, aia mișcă, ia uite. Aia mișcă, putu-i maica măsii de treabă, uite, toate, nu, trebuie scoase, nu, nu, trebuie scoase neacuriță, fără discuție. Da, asta înțelegi, așa e. Da, asta trebuie, ai ieșit aia care e. Bine. Păi, i-am de zi și bra, nu le mai mișcați, o ieșit. Adu-mi un șpacu, te rog, un șpacu. Gata, da, a ieșit aia. Bine. Bine în față, în linie să fie. Da, da, da. Alea de sub calorifer, acolo se termină. Bine, bine. Bine. Uite, ăsta e gol. Ăsta e gol, uite-ne. Ia uite, e gol. Uite, e gol. Uite. Ia uite. Ia uite. E gol, e gol. Da. Nu mai mișcați niciuna. Este da, gol, bine. Este gol sub ele. E gol. Am băgat șpaclu, e gol, 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 uite. Ia uite neaculiță, uite cât timp, e gol. Nu. Da. Scoase toate. Ocupați-vă de alea. Bine, bine. Da, bine? Bine. Vă bun. Până atunci o să vină cu adezivul, da? Bine. Bine, bine. Ia uite neaculiță, ia uite. Bă, o dracu de treabă. Ia uite. Da, și acum am scos alta care ziceai că nu este. Trei mămălici, poftim. Toate sunt așa, toate sunt la fel. Ia uite. Ia uite. No. Neluțu, toate sunt la fel, neluțule. Ia și pula sunt, da, uite, ia uite. Toate sunt la fel, nu se poate așa ceva. Zbani, zbani, sunt milioane. Zeci de milioane băgate, uite. Nu mă lăsăm să nu le ciobim. Păi nu le ciobim, nu. Să nu le ciobim, că după aia mai rog. Acum este așa, facem un așa, pe rău de serpe, punem pe aia într-o ordine, adică... Păi toate-s la fel, neapuliță. Se le punem de poziție întrebată, să nu... A, scuze, da. Vreau am zis. Uite. Trebuie ascultă, nu am stat. Trebuie cu șpaclu, cum am făcut eu, trebuie scos cu șpaclu. Haide, calma. Așa nu, nu, nu se poate. Când i-am dat la Neluțu, i-am dat banii baltă. Ia, i-am dat banii baltă, baltă i-a luat. Apoi văd că aici și-a băgat pula nea în care. Ce v-am spus eu adinea oricând am spus că el a fost foarte bun la început, a fost foarte, foarte bun, toată lumea îl căuta. S-a săturat, poate s-a umplut omul de bani, dar nu poți să faci, frate, cu mine cel puțin nu faci așa ceva. Găsești un prost, găsești un fraier. Eu am lucrat în domeniu, am lucrat ani de zile în Germania, am lucrat. Dar eu aici, eu tai cu bisturiu toată ziua, aia fac. Dar trebuie să mă apuc de uite, iau. No. Ce spune el mie că numai două, trei plăsă? Sunt toate. Vezi, neaculiță? Eu n-am fost aici să... Da, neaculiță, v-am înțeles. Nu, astăzi sunteți un om de zahăr. N-am treabă, dar uite. Ia. Ieri am stat de vorbă cu un mare, mare patron și mi-a zis că Neluțu cumpănașul, da? El a fost foarte bun la început. A zis că vrea să ajungă cel mai bun pe Valea Julii. Cum să ajungi, frate, cu așa ceva? Cum să ajungi cel mai bun? Poftim? Acolo să mă aici ca să știe măsura. Păi, dar tot acolo, dar știe, nu trebuie să... Că doar astea jumătățile... Ia uite-te, domnule. No. Un adeziv flexibil, dar ce dracu, nu prins? Nu-i, domnule, trebuie tras cu peri ăsta, cu piaptănul. Ce dracu, ne bate pe bune acum, dacă aș fi neștiutor, bă, nu știu. Echipa care am avut erau niște vai capul lor, vai pula lor, le-am cumpărat scule, eu le-am cumpărat. Și am zis, bă, dar cum vii tu cu mâna în pulă, vii la mine? Păi că sculele-s la altă echipă. Bă, băiatule, bă, lasă-mă acolo cu altă echipă, că știu și eu ce înseamnă altă echipă. Neaculiță, scoate-ți noastră plăcile, că le scoate băiatul alea, le curăță băiatul dacă e, că nu, uite. Toată. Bine că nu se sparge. Păi nu se sparge, că sunt numai puse acolo să fie, poftim.
Păi, doamne, și tot. Nu. Îi trimit la nevastă mea asta să... Îi stric toată ziua la nevastă mea. Ce o de jos? Ce o de jos? Da, puneți-o și așa, trebuie să se ocupe de asta. Da-s-o mai încolo, ca să aveți loc. Ce? Bine că nu se sparge. Păi cum se sparge dacă e numai niște mămăligi aici apuse? Da, nu se sparge. Păi într-o oră, da. Dar trebuia să se întâmple chestia asta. Ai de cap. Dar cine a fost aici? Ce băieți au fost? A spus că el a pus câteva plăci, așa am înțeles, că el ar fi pus sau cine? Nu știu cine și cu capa că... Timp futut aiurea, timp futut și bani, bani futut aiurea. Ai fost aici? Cum? Ai fost aici când a fost? Asta? Da. Nu știu cum am pus-o, hapa, deci eu când am văzut la televizor, vedeam că ce fac alții, zic, du-te bă, n-are cum să fie așa ceva, că astea sunt trucaje. Să-mi bag pula, se întâmplă la mine în casă. Ce? Toate sunt. Nu, deci asta mi-a dat convingerea să stau de meseriaș numai în curul lui. Asta e, nu te supăra, tu ești meseriașul, profesionist, eu sunt cel care îți dau banii, eu vreau să văd ce se face, că mie nu-mi place să stau, dar asta e, trebuie să stau, că nu. Eu am spus, bă frate, eu am lucrat acum 20 de ani, am lucrat în domeniu, puneam marmură, neaculiță, marmură puneam la polițist în casă. Și eu n-am timp de aleg, dar până la urmă trebuie să-mi fac timp, văd că nu se poate altfel. Hai să-mi fac chiar așa. Eu am și spus că după ce punem aici, ia. Nu, e chestia că nu s-a ridicat. Că se poate ridica. Am ridicat eu acum. Cum? Am ridicat eu sus. Păi se poate ridica, asta vă zic că se... Dar se poate ridica și mai sus, că e numai o țeavă, atâta tot. Hai să te fac. Timp pierdut, să-mi bag picioarele acum, timp pierdut. Ce zici? E mult, acolo îți trebuie rotopercutantă. Aduce Neluțu? Aduce rotopercutantă pe el. Trebuie o mașină.
Hai că imediat îți gata. Să am după. Păi dacă tragi cu piatră, normal că o pui toată, o dai peste tot, pe tot spatele, vezi? Păi da, ați văzut la baie, tot așa, au fost puse mămăligi, ați văzut noastrele astea jos. Haide, cam. Aia a fost prima. Hai să vadă nevastă mea că merge treaba. Raluca, avem jumătate de bucătărie făcută. Refăcută? Refăcută, da. Să ne asumăm. În cât timp? La 10 și 20 am început. Eu nu știu. E nou-nouț totul aici. Ne asumăm, plătim tot ce vrei, nu ne deranjează. Adică ne deranjează, dar orice greșeală se plătește. Ai 6 cm pe lungime? Da. Cu plexul? Mergi cu mașina? Nu, cu mașina, gata, tai eu repede. Hai, te plătim. Mai am niște gătă. Mai am niște gătă. Nu, stai liniștit, că nu. Îi trimit la nevastă, mai tot așa să vadă. La ce stadiu am ajuns. Acolo o să vină faianța. Faianța de acolo până acolo. Marginile la geam. Pervazul și marginea. Așa, se vede unde țin degetul, va veni cu faianță. Așa, și pe urmă vine în zona aia unde te lui. Tot așa faianță. Aici va veni tavanul, tot va veni la casă, frumos. Să fie puțin mai în jos. Vasina. Vasina. Super fain. Bun, 6 din nou. Nu, deja se vede schimbare. Da. Acolo, băieții. Păi, stai, dar tu nu vii.
Păi de vin și eu, dar dacă neaculiță ăsta se trezește și vine și întârzie și îmi face, mai bine mă lipsesc de el și nu-l mai iau și las acasă și mă schimb altcumva sistem. Păi eu îl sun, el dormea. Dar aseară îmi dă mesaj că întârzie o oră, două și când îl sun acum, dormea. Păi eu mai bine las acasă să-l vadă de treaba lui, de ăsta m-am săturat de el. Hai să mă bătă. Lunia are programare cu nevastă-sa, marțea iar miercuri programare cu nevastă-sa, dar păi eu nu știu ce e acolo. Mai bine las acasă să stea, să-și stea cu nevastă-sa, să-l vadă de treaba lui. Mai mult mă încurcă. Am înțeles. Bun, dar da, tu vii la mine să-ți faci. Dacă am zis că vin. Scuze, eu așa am înțeles că nu. Că... numai că dacă nu m-a încurcat bulanciul ăsta, că n-am cum să-i zic, că ia patra zi în 7 zile când îmi faci așa, îmi fute tot organizarea de dimineață, în loc să meargă el cu mașina unde trebuie, trebuie să le iau altul și să-și ia altă mașina și... Da, da, eu am plecat, auzi, da, eu am plecat din Lupeni, eu sunt la Petroșan, dar nu trebuia să-mi fi spus, mă, uite, n-am mașină, hai ca să merge cu mașina mea, nu așa era bine. Dar nu e vorba că nu e mașină, îi, numai că era prevăzut să-l ia pe colegul din Uricani, care el are mașină la rândul lui, uh-huh. Și a spus, nu lua mașina ta pentru că mergi cu a mea cu Alunia Culiță, sau Alunia Culiță. Și bă, am ajuns la Neaculiță, păi că nu știu cum. Nu, du-te înapoi să-și ia băiatul mașina și atunci băiatul e pe drum deja, nu mai durează mult și cred că e la dumneavoastră. Deci și cu mașina lui personală. Am înțeles. Să-și ia mașina și să, așa, după Neaculiță, dacă vine Neaculiță cu mașina lui și peste o oră îl sună nevastă. Bun, acum întrebarea mea de bază este, vii să terminăm sau nu vii? Păi dacă am zis că bun, cam, da, tot din ce spui că numai ăsta, băiatul vine, sau cine vine? Păi vine băiatul, dar vin și eu numai, eu trebuia să mai las încă doi băieți în locurile unde trebuia să fie altcineva. Mm-hmm. Să o schimbă, s-o învârti roata, dar așa, de mâine știu că Neaculiță nu-l mai iau și gata. Nu-l mai iau, indiferent ce ar fi, nu-l mai iau și gata. Păi, dar ce fac? Lunea dimineața toată lumea vine la muncă, el vine la 11. Nu știu, dar sunt bapla, eu știu că munca se începe la 7, eu văd oameni care stau în stație de autobuz la ora 7 să plece la muncă. Ei stau la 7, dar munca pe apartamente nu se începe la 7. Nu, nu, păi până ajungi la locul de muncă, la asta mă refer. Să demolezi sau să faci călăgie până la ora 9. Nu, la 8 și un minut. Nu, la 8 și un minut. De la 8 și un minut poți să începi să dai cu picamărul. Este lege? Nu e, cum să nu? Credeți-mă, noi, eu în așa ceva lucrez și avem zeci de avertismente și zeci de reclamații pe tema asta. De la ora 9 se poate începe până la ora 1. De la ora 1 la ora 3 nu ai voie să faci gălăgie. De la 3 până la 5 fără 10. Așa îi scris de ei. Acum că vecinii sunt înțelegători și te înțeleg, e Doamne, dar aici s-a spart, cel puțin sub mine s-a spart până la ora 10 fără un minut. Da, nu, eu nu mi-asum riscul ăsta. Noi am mai fost reclamat tot așa, am spart, că am intrat și mi-au zis, au venit vecinii, o dată mai faceți, a doua oară au venit comunitarii, nu aveți voie, ori respectați, ori vecinii. Nu-i că proprietarul te lasă să faci ce vrei la el. Dar nu se sparge, nu se începe până la ora 9, așa au ei făcut. Și se poate să spune chestia asta. În fine, nu asta e ideea. Unde se poate, spargem și de la 5, nu-i problemă. Dar unde nu, nu. No, nu cunoaștem vecinii, nu cunoaștem nimic. Haideți că-mi lasă băiatul și vin în copilă. Bine, mulțumesc. Pa,
dai seara la nevastă, trage, 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 trage de ea. E goală, uite-te, uite, ia, asta prea în seara. No. Și aici, uite, cine a pus tot așa, i-a pus cu mămălici, cum a făcut. Și aici, vezi, la fel, uite, e curată. Deci aici a fost puse mămălici, cane. Se vede. Bătaie de joc. Da. Alo, văd că mă umpleți de video-uri, domnul Ciobanu. Am înțeles, băiatul acolo sparge. Pe neapuliță nu-l mai iau, l-am dat afară, că tot mă amăgește. Ce vreți să fac? Acum încerc și eu să mă desprind de încă o lucrare ca să pot să-mi deplasez mai mulți oameni. Asta încerc să fac acum. Neniaculiță nu mai am bază deloc, l-am trimis acasă. Astăzi o vorbă să vină la muncă la 10, nici nu-l mai iau la muncă. Ce vreți să-i fac? Era omul care mă bazam cu mașina să vină și să poată să-mi facă el ce nu trebuia să fac eu. Eu vă înțeleg și pe dumneavoastră, dar înțelegeți-ne și dumneavoastră că oamenii care sunt, vin, doar vinerea și sâmbăta mai mult, că trebuie să se dea banii. Cursul săptămânii încearcă să trișeze cum vor ei cu orele. Da, e echipa mea? Păi nu e echipa mea, dar totuși v-am înțeles pe dumneavoastră, înțelegeți-ne și pe noi că aș vrea din toată inima să trimit 300 de oameni acolo, să terminăm cât mai repede, dar dacă unul zice seara la 6 și la 9 primesc mesaj, vezi că mâine mă duc cu nevastă mea la spital că nu știu ce, păi ce vreți să-i fac? Pur și simplu l-am dat afară, a doua oară când îmi face în săptămâna asta, nu-l mai iau. Cheia de la apartament, cheia de la garaj și de la scară este la Neaculiță, să știi. Nu e nicio problemă, eu le recuperez. Am înțeles, nu. Nu e problemă, că nu, eu nu m-am certat cu el să ne... Am înțeles, da, am înțeles. Deci ne-ai simțit sau așa. Pur și simplu, i-am spus, Neaculiță-i gata, am două zile într-o săptămână în care m-ai blocat și m-ai făcut să-mi pierd răbdarea și nervii, dar sâmbăta când stai în fața mea și îți dau bani, eu trebuie să ți-i dau toți. Că nu ți-am tăiat alea două ore toată ziua de luni, nu ți-am tăiat alea două ore de săptămâna trecută și deja sunt pe banii mei acolo. Și cred că deja ai o nesimțire. Mai bine mă lipsesc de un om și mă duc poate un picuț mai greuț decât să mă enervez mai mult și să pățesc programările și întârzierile astea că nu vin azi că mă duc cu nevastă mea, nu vin mâine că vin cu nevastă. Mă bazam pe el că e șofer. Dar, vedeți, băiatul i-am zis să ia mașina personală, e cu mașina personală, că Neaculiță așa e. I-am și băgat bani în mașină de motorină, ca să poată să-și facă traseul toată săptămâna. Se pare că luni s-o plimba pe banii mei, astăzi s-o plimba pe banii mei, deci nu-l mai iau. O fi el cum o fi, bun, bătrân, cu sfaturi, dar nu-l mai iau. Mai bine mă lipsesc de el. Da, eu te-am înțeles, Neluțu, da. Îl am pe băiat acolo, o să spargă baia, o să spargă tot, amorțează, vin și eu acolo. Astăzi? Probleme. Da, da, am spus că vin. Eu v-am zis dumneavoastră, domnul Ciobanu, astăzi ne vedem și o să ne organizăm ca să mergem înainte. Dar o să fiu lipsă cu un om care, dacă vă face de două ori în acea săptămână același lucru și te blochează și te încurcă, că noi suntem 6. Dacă lipsește un om, automat un om nu poți să-l las singur tot timpul, trebuie să-l pun cu trei oameni. Când e cu a doua echipă, nu-l accept. Eu am zis, dar de ce, auzi, dar de ce nu termin o lucrare care o ai și o termin repede, ca să nu fie discuție? Dacă nu se întâmplă așa, Nea Ciobanu. Să vă spun și de ce, pentru că lumea în România, în general în Valea Jiului, sunt țepați. Sunt țepați. Și așa trebuie să mergi cu câte două lucruri, ca să vă spun și de ce. În 15 a fiecărei luni sună ANAF-ul că avem de plătit. Dacă dumneavoastră, nu-i cazul dumneavoastră, nu-i cazul, dar din 10 clienți, 2 sau 3 ne fac la fel. Dom'le, zic, avem plată în 15, în 30. Așa știu să-mi plătesc și muncitorii, să-mi plătesc și oamenii și... Omul ce zice în 15? Unii nu au. La unii apar probleme și trebuie să mergem cu trei lucrări în paralel ca să putem... Neluțu, stai să zic. Da, fii atent. Dacă eu eram poate un pic mai deștept și nu-ți dădeam bănuții, 50 de milioane, da? Da. Bun. Eu... Nu începeam lucrarea. Nu. Păi mă gândesc. Eu am fost corect. Fără avans, eu nu mai lucrez. Toată lumea, da, dar și la prețul la care aveți lucrarea, niciunul în Valea Jiului nu se apropia de un apartament întreg.
Credeți-mă. Și sunteți conștient de asta, că altfel nu acceptați. Plus că am făcut al doilea aranjament, știți dumneavoastră, da, mic eșalonat. Deci avantajează ambele, și pe dumneavoastră, și pe mine, dar eu nu o să știu că după ce termin, dacă dumneavoastră mai mă plătiți sau nu. Am zis așa, dar nu-i cazul dumneavoastră. Nu-i cazul dumneavoastră, nu vă bag în aceeași discuție. Dar, eu știu că sunteți un pic acum furios sau nu înțelegeți organizarea, dar din cauza anumitor oameni, trebuie să mergem așa. Logic ar fi, termin o lucrare, începi alta. Așa mi se pare normal. Dar hai să vă spun, dar dacă eu la o lucrare, de exemplu, comand cimentul dimineața și îmi vine seara, eu pierd 4 milioane jumate pe zi așteptând. Și atunci automat trebuie să-i pun pe altă lucrare care să-mi aducă profit. Acum e acolo băiatul, am auzit că s-o tăiat, trebuie să mă duc să iau ceva să se panseze și am să vin la dumneavoastră. Lăsați-le să-mi spargă, să-mi ducă gresia tot frumos și după aia ne apucăm de faianță, o să venim. De asta vreau acum, sunt pe ultima sută de metri să finalizăm o lucrare și nu îmi permit ca acum când îi de dat silicon sau de făcut micile detalii care astea scot în evidență calitatea, să fug de acolo și la sfârșit să-mi zică Neluțu, păi mai fă-mi o dată siliconul sau mai fă-mi o dată... Eu duminică trebuia să plec, știi că ți-am spus că trebuia să plec. Eu pierd. Dar bun. Nu cred că vă încurcăm dacă noi ne mai acordați încă câteva zile. Păi nu, stai să spun că... pentru că eu pierd excursia, în fine, pierd banii, bun. Pe mine nu mă... Dumneavoastră puteți pleca în excursia. Nu mai plec pentru că odată mușcat, odată ce am văzut că cine a făcut acolo la mine cu plăcile de greu... Păi ce încredere mai am eu în... E puțin spus teamă. Prefer să stau să rab de foame până seara târziu, dar să văd că e lucrarea făcută. Păi am înțeles, dar eu v-am explicat și cum e cu neacul Liță pe la să ridicat în slăbi de față cu mine. Gesturile astea, sau cu hai să bem o bere sau un suc, gesturile astea nu se fac și v-am explicat și cu cafeaua și cu alea, nu se acceptă. Pentru că atunci dumneavoastră le dați mână liberă să-și ia timpul să fumeze o țigară, să bea o cafea și eu acolo pierd bani în fața dumneavoastră. Eu pierd bani. Ei, dacă fumează 10 țigări pe zi și stau 10 minute la o țigară și la o cafea, eu pierd o oră de muncă care la mine e taxată. La dumneavoastră nu. Eu v-am spus, nu bere, nu țigară, nu o cafea rapid din mers și se vede treabă. Dar dacă dumneavoastră puneți totul pe tavă și mâncare și alea, atunci eu pierd timp. Că ei la masă stau o oră. Când eu mănânc cu ei, eu se vii, stau 15 minute. Da, eu am înțeles, dar dacă eu, de exemplu, dacă eram nesimțit și nu-i puneam deloc mâncare la om... Dar nu trebuia, nu. O cafea dimineața, v-am spus de la început. Păi nu, eu i-am luat pui la rotisor, le-am luat suc, i-am luat apă, i-am luat bere cu alcool, fără alcool. Poftim? O rămas din puia acolo. Păi în frigiderie. În frigiderie și l-a arunc la câini, că n-am ce să fac cu el. Îți bani aruncați degeaba, ce v-am explicat. Aia nu e că-s bancă, nu e o ofertă. Nu că nu e. Că noi am avut lucrări care, din cauza la 3 pizza comandate în plus, nu mi-au dat 25 de milioane. De la Adi Popescu, cu domnul Cumuști, că-l știți. Da. Întrebați-l, să vedeți pe ce motive absurde s-au legat. Păi doamne Luțu, dar s-a dat 3 pizza. Păi da, dar 3 pizza e 4 milioane pizza? Nu știu, n-am mai văzut țară să plătesc 4 milioane o pizza. Și de atunci le-am spus, dacă vă aduceți mâncare, mâncați, dacă nu, stați 10 minute, beți o gură de apă și atâta. Dacă mi-i învățați cafea, bere, suc, mâncare, eu pierd 3 ore numai pentru așa ceva. Și acum, dumneavoastră vedeți, că ei opresc, mănâncă și nu mănâncă tot. Și dumneavoastră pierdeți mâncare, eu pierd timpul, că ei stau și mai mult își bat joc. Mai bine spun, nu mâncăm, ne-am adus sandwich, mulțumim. Ați dat 50 de lei, ați pierdut ieri și nici n-au mâncat și au bătut joc de mâncare. Nu? Și înțelegerea noastră nu a fost cu mâncare, din câte mi-aduc eu aminte. Așa este. Așa atunci, când mi-ați oferit cafea, atunci când am venit, v-am zis nu. Haide, după o oră v-am spus una mică pe grabă. Nici n-am apucat să o beau toată ziua, că ați văzut, am dat cu piciorul peste ea, din greșeală. Nu? Păi da. Sunt bani aruncați degeaba, nu? Nu învățați așa oamenii, că ei așa lucrează cum îi învățăm.
Dacă eu îi învăț să nu mănânce, să stea 10 minute, așa lucrează. Dacă îi învăț să mănânce o oră și să bea 3 cafele, să fumeze 10 țigări, eu am pierdut jumătate de zi. Eu trebuie să-i plătesc, dumneavoastră nu mă plătiți, eu trebuie să-i plătesc, că dacă nu zice, nu mai vin. Bun, când este gata la mine tot? Nu, mai acordați-mi câteva zile după această săptămână. Că vreau să iese, cum ați și lăsat în comentariu. Și eu am să postez la fel. Așa vreau și dumneavoastră. Miercuri seara, miercuri seara, eu plec din județ pentru că încep să am program de cabine care e stabilit de luni de zile. Am mai vorbit, asta mi-ați explicat. După care nu. Eu nu zic că nu se face, nu spun că nu o să fim acolo, dar totuși, la grese, la faianță, nu mai vreau să avem ce am avut. Vreau să evităm și să fie chiar perfect. Hai că la un glet, dacă mai avem o găurică, o putea retușa ușor. Dar la grese și la faianță nu. Trebuie să mergem cum scrie. Sau cum știm, sau cum scrie. Nu. Vă rog eu frumos. Bine? Eu vă spun, nu mai cumpărați nimic în casă. Bun, nu mai cumpăr. O doză de suc, să fie pomană. Nu mai vreau mâncare. Am înțeles. Nu mai vreau neapuliței bun și lăudat în slăbi. Ați văzut ce mi-au făcut și luni și astăzi. Și asta se datorează, vine, lucrează o jumătate de oră, mai stă cu dumneavoastră, vă mai explică ceva. Nu mai. Relația noastră să rămână de prietenie după lucrare, nu înainte. Că așa ei văd că glumiți cu mine sau explicăm, ei cred că suntem la fel toți. Nu. Miercuri. Acum, psihologic, lăsați-mă așa că am fost pățit și am intrat în gaură de un miliard și ceva din cauza prieteniei și bunăstării și mâncarea cumpărată zi de zi la toți oamenii și când nu le-am mai oferit aceste servicii, eu am fost acel nesimțit și nu știu cum. Vă rog eu frumos, dacă luați o sticlă de suc la 2 litri cu 3 pahare de unică folosință, să vă dea Dumnezeu sănătate, aia îi, aia o bem, dar dacă luați în exces, vedeți ce se întâmplă. Bătaie de joc, nu țin cont că sucul ăla e... Bun, am înțeles. Pe mine mă interesează, miercuri seara primesc cheia. Și am plecat. Eu miercuri seara plec din județ, nu mă mai întorc. Și când vin înapoi, e curat, adică e curat că așa trebuie să fie miercuri seara. Și nevastă mea va intra, cum se spune, desculță, așa ne-am înțeles la cheie. Ok, pe mine nu mă deranjează lucrul ăsta. Eu știu de ce deci, sunt trebuie, să trebuie știu ce trebuie da? Făcut. Nu. Nu, eu știu. Nu vă faceți tot, că nu e, să zicem, trebuie să facem electric în toată casa sau trebuie șanturi, canaluri. Finisaje, mai mult ce ne încurcă pe noi, mutatul mobile. Nu mai până, e, păi gata, e... Până, da, ce... un singur da, e gol, da, e gol, e gol. Am înțeles, dar ăla e atât, că mai trebuie să mutăm dintr-o cameră în alta. Dar acum avem spațiu de muncă, lăsați-l pe Cosmin, pe Costel, să curețe tot, să fie în saș pregătit și de mâine putem acționa exact cum trebuie. Pentru că mie nu-mi place să vin... Și eu să îi pun să care și eu să stau un loc, că mai bine mă duc în altă parte și fac ceva productiv pentru ei. Nu că mi-amorsează ei plata. Nu, eu amorsez plata lor în muncă. Ca să înțelegeți. No, și încerc să schimb lucrul ăsta la ei, dar până nu dai unul afară sau doi ca să vadă ceilalți ce se întâmplă, nu cred că își dau interesul mai mult de atât. No, nu mai. Să nu mai cumpărați nimic. Vă rog, ok, cu cumpărat am înțeles. Neluțu, miercuri seara încheiem totul și da. Nu mă fac de rușine în fața nevastă mea și în fața copiilor. Eu miercuri seara sunt acasă la țară. Bun. Eu nu am zis asta. Dar totuși, haideți să o luăm pas cu pas. Am avut de scoate în Grecia, scoate în faianța. Păi gata, e scoasă. Mai are câteva plăci pe perete și gata, atâta la baie. Și baia cu urățator. Da. Vine să cred. Mă gândesc că nu vine să cred. Dar ți-am trimis filmare cum lucrează acolo. Alea pică singure că sunt coapte. Nu. Bun. Și încă o rugăminte, nu mai faceți filmări când suntem și noi în apartament, pentru că avem și noi intimitatea noastră, bine? Da, dar eu n-am pus pe Facebook nicio filmare. Ce ai? Se știe. Ți-am trimis soție să vezi la ce stadiu e. Și ei, băieții mi-au spus, domnule, dar de ce ne filmează? Doamne, dar i-am trimis la nevastă mea. I-am trimis... Eu n-am nicio problemă. Că, i-am trimis la nevastă mea filmare. Uite-te la ce stadiu suntem. Am înțeles, se întreabă și ei. Eu v-am spus că cel mai bine să vorbim lucrurile decât să ne le auzim din altă parte. Nu. Bine? Nu, haideți că ne vedem acolo, bine? Și am stabilit
ce aveți de făcut și ce, cum trebuie să vorbim, strict profesional, nu prietenii, nu glume, nu râsete, nu alte trucuri, bine? Bine. Bine. Pa, 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 pa. Sănătate, sănătate. Ia. Da, fii atent, cabluri pe acolo, ce cablurile mutului să le iau? Nu știu. Ia fii atent. Aici e o țeava, e apă rece. Sigur? Nu e apă rece, că nu e băgată pe acolo. Sau ce e asta? Nu știu, e o țeavă. Aici e curentul. Că unde e zi? Și neluțul? Da. Nu știu. Nu știu. Să ai grijă, nu se spargă la asta, încă am ceva acolo. Ăsta e rigipsul lui. Nu, ai văzut? Mm-hmm. Aici trebuie neapărat pus ceva, că altfel am pistit. Pus o tablă. Și pe urmă șapă. După aia șapă. Atunci se închide. Da, da. Mă, lăsă-mă. Năluțule, la lampă nu este nici țipănie de om. Uite, 7:25. O să stau mult și bine după băieții ăștia tăi. Ce faci, domnule? Unde mergi? Unde mergi? Hai să te ajut. Hai că poți. Poți să le duci pe alea? Nu, că pot să le duc. Hai, domnule, dacă tot... Hai că mă duc și eu până la Neluțu. Am înțeles. La NAF? Păi cine? Of, of, Neluțule, Neluțule, să-mi bag picioare. Să dă ea la vetorul contact. Ce? Ca să se însuci. Unde să dea contact? Și pe coridor și în baie. El așa se însucă. El praf acum nu mai face. Că te spargi și o spart. Am înțeles. Da, nu? Da. Ce? Da. Nu mă uit la stradă, fiind pe venit. Fi?
Dar tu la clădirea de la ANAF, trebuie să treci prin proiectul ăsta. Hai, nu ANAF, aproape. E la blog la cineva. Bravo, mi-a zis că e fostul director, zicea. Era Lupen. A, păi nu știu că e director, mi-e statul mic, e director. Azi trebuie să luați aia, saci, fică, da, să nu rămân acolo, că mai trebuie băgați în saci, am mai luat 15 saci. Trebuie băgați, nu, nu, în i-am băgat în aia de gunoi, dar am băgat mai puțin ca să nu se rupă. Da. Mai trebuie... Scăraia. Nu, că eu mă uit și la scăraia. Nu, am zis că uite mașina, uite mașina. Eu intram în scăraia, da. Ce? Așa rumenie și asta. Da. Și unde-i sus de tot? Nu mai să văd dacă e sus. Păi dacă e mașina aici, clar e sus. Să văd dacă e sus. Hai de ce? Asta aici e umbră. Aici. Acum ți-a apărut. Hai, telefon de tot. Să trăi, domnule. Hai să mâncăm asta sus. Să luăm și acum după trageți în partea aia. Hai să mâncăm. Hai. Da? L-am ajutat pe om. Până aici, acum. Dar malaxonul de ce trebuie? Că nu trebuie. Ai zis ea malaxon. Nu am zis. Am zis? Cum nu mai lucrezi din nu mai știu de zăpăcii ce sunt. Saci de gunoi? Saci de... De ce? Mizerie? Beton contact? N-ați luat? Am luat. Eu am luat. Beton contact ați luat? Nu, am luat saci de gunoi. Că nu mi-a spus nimeni de beton contact, de capul, de nimic. Aia cred că... Cu cine ai vorbit? Atunci cred că nu ați luat. Beton contact. Ca să dă ăsta să se usuce. Se usucă. În baie și în ăsta. Și pe care trebuie să dea el. Trebuie nu, la baie. La baie toate, toată cărămida scoasă. Stați puțin, care cărămida? Uite la chiuvete, toată nu aia. Atunci facem altă mască acolo. Dar nu așa, am spus aia că baia trebuie scoasă. Că, alea toate, tot ce înseamnă țevăra aia trebuie toată schimbată. Cărămida de sub vană sau cea din stânga? Cărămida. La vană ne-am înțeles. A, vana, mă scuzați, vana. Cărămida, da. Am spus că de sub vană, acolo sunt bolțari, de becea. Și da. A zis că să nu mai, am zis că nu mai punem cu becea, că am zis că cumpărăm și... Punem cu rigips, am înțeles, acolo și, da. Și la cărămida din față, la cărămida din față... O scoatem și aia. Păi da, așa era, vă, că noi trebuie să ne apropiem mult încolo ca să intrăm cu și țevile, păi ele toate de acolo, tot nu avem. Nu le-a scos, n-am știu. Nu, păi nu, stai că vine Alina acum. Nu, și țevile, țevile care sunt aici în fața cadei, alea vin în spatele cadei, pe colț. Și trebuie modificări nu, făcute. Trebuie făcute modificări, dar asta eu nu... Ori am uitat eu, ori nu am luat în calcul că dărâmăm acea mască, dar o facem din rigips atunci. Păi da, din rigips, din... Atunci din rigips trebuie să luați una, două, trei plăci verzi. Ca să le avem pentru mască. Așa. Și atunci să se dărâme. Oprește, să dărâme tot acolo. Alin. Trebuie spus la băiat. Păi nu, să dărâme, la Adrian. Nu, atât, nu-i problemă. Dărâmă tot și atunci să-mi bag instalatorul acolo mâine. Astăzi dacă vine. Stai că-l sun. Stai că-l sun acum de față. Are mama bolnavă de cancer. Deci.
Eram vorbit cu, cum îl cheamă, culiță. Asta e? Păi nu, de, era vorba de chei. A, da, 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 o să le-o lăsa la Cristi, la cumnatul meu. Bun. Ei, ce trebuie? Plăci, rigips? Trei plăci rigips de verzi. Plăci, verzi. Păi atunci o sunt pe ăsta, să zic? Da, da. Păi și lui trebuie mașină. A, cu și de. Gips. Salut, Alin. S-a întâmplat ceva de... nu mai sunat? Nu? Trei plăci rigips. Da, și... Da, auzi, când ești în Petroșani, nu mă sun. Deci nu mai masca la vană. A, bun, bun. Atunci și în cărămizile, de ce am luat și cuveta? Mâine avem o instalație la o baie de făcut. Sevile, schimbă sevile, toate. Deci la cuvetă și la... Da. Ce zici? Bă, Guță! La Petroșani. Vezi că în baie... La Petroșani. Trebuie să dai masca jos de la vană. Ai auzit? La cuvetă. Da, de dimineață, da. Da. Și cărămizile tot. No, bun, atunci. Atunci sună-mă, ne plecăm împreună atunci dimineața. Nu, no, apă caldă, apă rece și vană mă interesează, că în rest nu avem altceva. Pa. Nu, no, că acum îți dărâmă masca, bine? Nu, no, să-ți iei tot ce trebuie în mașină atunci, bine? Nu, no, bun, bun, bine, bine. Atunci dimineață la 7 și un sfert, 7 te sun, nu? No, o duci pe maica mea la spital sau nu? Nu, no, nu, bun atunci, nu, no, bun, atunci poate mai devreme un pic, bine, Alin? Nu, no, bine, pa, 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 pa. Și avem timp să facem scheletul la chiuvet acolo, din... profile. Păi, dacă vine mâine cu... Păi, mâine trebuie să fie și apa trasă și profilele puse. Și gata. Și dar cât e să facem un schelet? 30 păi, de minute. 30, da, uite că... Păi ați văzut că avea, e mult de muncă, e mult de muncă, nu? E provocare pentru noi ca până miercuri să-l terminăm tot. Dar cel mai greu mă deranjează că trebuie să scăpăm de praf și de mizerie. Că altfel ne încurcă la mai multe. Nu, hai să ne organizăm asta. Rigips, trei bucăți. Trei bucăți, vă rog frumos. Ok, altfel. Metale aveți, nu mai trebuie. Metale ce? La ce? Profile. Aveți. Păi da, nu da. Mai, nu okay. Mai trebuie. O să trăiască și la cameră și la bucătărie păi, profile. Păi, dar nu luăm acum. Păi okay. Nu luăm, haideți să le mâncăm, că și așa ne da. Tăiem în ele, ne zgâriem acolo. Altceva, ce mai iau? Să uzăm. Atât, că negrese aveți, dibluri aveți, bride aveți, us. De la contact. Beton contact lichid să fie, vă rog frumos, că fără ăla nu, ăla e moarte curată. Și odată ia praful ăla, nici nu știu la ce se folosește. Nu. Bun, beton contact, la sacul de cât să fie? Sacul acum... Sac de? La ce? La beton contact? Nu, e o găletuță. Găletuța aia mică, da. Da, mă scuzați. Alo? Eu sunt la Petroșani. Da, da, da. De noi acum mâncăm și după aia mâncăm când ne-am mâncat de oră, jumătate de oră să zic. Da. No, bine. No, bine, bine, bine. Mulțumim, mulțumim, papa. Și beton contact lichid? O găleatuță de 2 litri jumate. Ne ajunge suficient și pentru baie și pentru tot. Asta trebuia de la început. Deci, bine vor să... Da. Ei, bună, sunt Cornel. Beton contact lichid la găletuță. Nu este lichid, este lăsat la găleată. Dar nu este din praf. Ce magazin e? La peste drum de Kaufland. Clasic. Mai avem beton contact. Ah, nu mai am deloc. Ok. 3 plăci de rigips verzi. 4, nu? 3. Da? Da, ok, 3 plăci de rigips. Da, 3 plăci de rigips de asta verde. Da. Folosim și lata. Da? De 12,5. Da, 12,5. Da. Da. Mai trebuie ceva? Atât, care s-a atât, da, atât deocamdată. Ah, niște saci în plus, că s-ați luat. 15 saci. Oh, nu mai trebuie. Nu, atât, deci ăștia 3 clăci, atâta. Aha, am vreo șansă să ne vină astăzi? Da. Hai, please. Ar fi bine pe dimineață, dacă nu dimineață, la primul transport, puneți. Dar nici la primul transport nu se poate. Mâine? Da, da. Mâine, da. Hai, mersi mult, rămân, da, mersi, papa.
Așa am pățit ieri. Mâine la primul transport la ora 11 și ne-a livrat astăzi la ora 10. Nu, și de unde să-l caut, că n-am înțeles. Clasima sau aveți Badati. Clasima e lângă Cheop, când coborâți înainte de Profi sau Lidl, cel de faceți așa un pic într-o parte. Unde mergi? Să merge la liceu? Cred că acolo, da? Da. Da, după spital, intersecția cu spitalul, aveți un magazin fix la, la bifurcația aia, e cu verde. În stânga? Da. Gata, știu. Acolo aveți, clasima. Luați o găsuță în aia și după să vedeți ce... Dacă nu are. Cum nu are, dacă noi numai cu ei lucrăm, cu clasima și Badati. Dacă, nu, nu iau mașina. Au, mergeți cumpărat betonul la contact să putem da pe jos, ca mâine să fie uscat, să putem da. Vestie și pierdem. Că fără ăla, trebuie să punem o conivelantă și pierdem timp. Și când betonul contact se usucă în 3 ore. Am înțeles. Da, la data. Astăzi mai punem ceva faianță la bucătărie, reușim? Să facă electricul, complet. Am câți metri de cablu Ignifug? Ai luat 4 metri și să țineți cont că vă mai trebuie vă 4... E mai să iau 15. Păi da, dar cuptorul. Nu trebuie și la cuptor să ducem cablu, jos în partea stângă, da, din loză. Da, da. Și atunci aveți 4 cu 4, 8 și becul sus. Să mai punem un metru sau 2. Da. Da. Sunt. Că avem 3. Da, aia sunt. Priză, pe partea stânga zis că puneți o priză. Lângă masă, jos, acolo, jos, în, sau deasupra mesei. Deci lângă aragaz o priză, lângă frigider o priză. Aia sunt, 15 metri. Deci nu iau 20 de metri mai bine. Cablul Ignifug se iau 20 de metri. 2,5. Bine. Nu mai că bine. Ia uite, Rally, asta e o țeavă, asta de la ce țeavă asta? Asta mă, nu ești normal, era asta de la WC-ul. Nu te scurge. Ba, trebuia să vină normal până pe bloc. Care e motivul? Nu știu cine, o că... făcut așa. Așa. Că aici normal trebuia să fie și scurge la de pe bloc. A, scurge era de pe bloc pe aici? Da. Așa. A, dacă nu era, dacă era drept, da, așa este. Și acum asta... Dacă aveți, ați făcut acoperiș, nu. E acoperiș, da. Deci asta se poate rezilia, se poate tăia. De jos, de la WC. Ok, am înțeles, gata, am înțeles, da. Și atunci noi vom avea numai, uite-te, numai atâta vom avea zona de aici. Dar pentru ce? Puteți să nu faceți deloc. Nu, nu, să mai fie nimic, nu, o să vină chiuveta aici, o să vină chiuveta, da. Da, puneți o țeavă, vine o țeavă din de... Cât se poate de lipit de perete, că aici vine chiuveta cu udea. Și pormă oglinda de sus până jos. Da, nu vă trebuie mască deloc. Da, da, da. Vine o țeavă din de 40 sau de 32 de cât, de 40. Și aia cât poate să vină, jumătate de metri. Da, da. Și vine exact prinsă pe perete. Țai să-mi. Și dacă luați chiuveta, vine în aia cu picior. Da, da. Nu de la bine spate chiar la picior, nu se vede. Da. Eu nu trebuie mască deloc. Nu, acolo e becea ăla, trebuie tot așa zburat ăla, da, tot. Deci numai, cum zice, numai zic, cata, atâta rămâne aici. Toată țevăraia zboară de aici. Zona aia, că punem faianța, aia trebuie închis tot, că să nu intre de aici mizerii goange, știi, cum îi spune, de-alea de umezeală, goange de-alea de umezeală, că zici că pe unde intră, uite pe unde intră, uite pe acolo, uite pe aici intră, na. Aici trebuie tot, de sus până jos, trebuie faianțat, tot, trasă puțin, asta și uite așa.
e plină de nisip. Și am spus, nu scoateți dopul, era un dop albastru aici. Uite, s-a înfundat. Uite și acolo. Acolo la fel, scurgerea, la fel acum s-a înfundat. Am scos, uite, toate mizerile astea de acolo. Am spus să fiți atenți, să fiți atenți, să fiți atenți cu țevile, să nu se înfunde. Na, fain. Bă, asta toată trebuie, tot trebuie rască. Așa am făcut și la baia de la apartamentul din Bărbătei. L-am pus pe meseriaș tot, a ras la perete tot și a pus tot. Rigips, tot, de la A la Z, de la zero, cum se spune. Aici vine plăcat cu rigips. Nu, mă refer, după ce pune profilele, vine frumos. Cu profil, aici profil frumos, aici... Ia să văd ce fă aici. Ai de capul. Ce e acolo? Aia numai după ce dai jos, știi? Că aia n-ai cum. Doamne, uite. Să-mi bag picioarele. Doamne, uite. Ce? O șurubeniță e a mea, o șurubeniță și un clește de asta, de sârmă. Da. Uite, spart tot. Da. 2 săptămâni de muncă. Cumpăiașul, uite, după 2 săptămâni de muncă așa arată apartamentul meu. N-am unde să dorm, nu am unde, uite, toti. Ce frumos! Pune tot îmi scrie insulte și că cine, că nu știu cum, că nu s-a făcut nimic. Dar m-a luat-o cine l-a cărat? Că ăsta a sus cine l-a cărat-o? Cine o spart acolo? Cine o cărat alea a sus? Care nu-i de datoria mea să car molozul și să urc alea sus toate? Păi domnul, ați văzut, numai puțin. Suntem oboziți, dacă mai cărăm și sus și numai sus, puțin, da, numai puțin. Mai vină ăștia. Când, numai puțin, dacă ne... Vă rog frumos, spuneți-i să înceteze cu mesaje și scrise și... Numai puțin. Nu-mi stă în caracterul ăsta. Numai puțin, Neluțu. Vă rog foarte, foarte frumos. Neluțu, m-auzi? De dimineață de la 8 mă marselează cu mesaje și că vine, că nu face, că nu trece. Numai puțin, când am zis că e totul la cheie, înseamnă că e la cheie. Nu cred că o să care nevasta mea molozul sau mai știu eu. Totul e la cheie, da? Așa nu, nu-i de datoria mea. Molozul nu înseamnă la cheie. Ca să ne înțelegem clar, nu-i datoria mea să aduc materialele sus? Bun, le aducem, dar nu-mi puneți presiune de ce am stat 3 ore să ridice molozul și să care materialele. Astea nu le calculați. Dumneavoastră vreți numai rezultatul finit? Dărâmatul, căratul, urcatul, alea cine le calculează? Așa e tipic în România asta, băga mea și pula mea de Românie. Că ăștia așa-s românii, așa sunt toți românii, vor să se facă tot și să stea cu mâna la coaie. Asta-i, de-aia nu-mi convine să lucrez în Valea Jiului. De-aia o să opresc lucrările și nu o să mai lucrez în Valea Jiului deloc. Dar așa-i, sunt și săraci și cu pretenții. Asta-i, realitatea. Că deja mi-a ajuns. Păi o mucară, două ture, după aia mai aveți pretenția că nu s-a făcut nimic. Dar cine-o cărat aia 10 saci? Cine-o urcat alea 12 cutii? Cine-o curățat? Cine-o măturat? Asta nu se calculează la niciun client, că toți sunt la fel. Toți sunt la fel. Zici că ne-am făcut aceeași mamă toți. Ce naiba, lucrurile astea nu se iau în calcul. Și presiune. Sub presiune eu nu mai lucrez. Dacă vă convine bine, vă gândiți bine. Dacă nu mă sunați, vin când vin de la Barul Mare, ne oprim, ne facem socoatele și gata. E scurt. Eu nu lucrez sub presiune și vreți și calitate, și viteză, și cărat.
și mutat, și adus, și toate alea. Nu așa se lucrează. Și mai ziceți, a, românii, păi de-aia schimbați sute de muncitori, că se fute de cap toată lumea. Când prindeți unul bun, vă descărcați toți pe el. Da. Vă lasă satură și zice, domne, stop! Da, Nelusule, dar e mult, auzi, Nelu, e mult, două săptămâni și nu-i nici măcar, nu, o bucătărie sau hol, sau, nu-i nimica, nimic nu-i. Care este problema dumneavoastră, că nu uit? Două săptămâni, unde vedeți dumneavoastră două săptămâni? Păi când? Că am venit vineri și sâmbăta trecută. Când? Că joi ați trimis pe ea acasă. Când? Spuneți-mi dumneavoastră, unde-s două săptămâni? La mine apartamentul e de două săptămâni, e vraiște. Nu. Noi am venit, joi ne-am întâlnit și vineri noi am venit și sâmbătă. Nu. Dar unde sunt alea două săptămâni, că se face 10 zile acum? Păi ce zic, uite, 10 zile, Neluțule, păi, și... Păi 10 zile, s-o cărat, s-o spart, s-o mutat, s-o dărâmat, trebuie să refacem după alții găuri, după prize, că nu s-au tras, s-au tras finisaje. Astea nu le țineți în cont. Da. Nu țineți cont de astea. Dumneavoastră, dacă nu lucrați în consulții, se vede că nu știți. Credeți-mă ce vă spun. Credeți-mă. Și nu degeaba, de acum acolo o să mi selectez clienții. Acum ce faceți? Mă înregistrați? Poftim? Mă înregistrați că se aude simplu voce. N-am, cum să... Mă sună pe telefonul ăsta, oameni. Nu, sunați-l și pe ăla, Alin, ăla, lăsați-l să vină să-și facă treaba și după aia să-l facă pista, mă, ci și pe ăsta. Da. Și spuneți-l la soției să nu mai îmi scrie. Că și ăla e un mincinos și să numai bani. No, și ne auzim, când vin de la barul, eu mă opresc la dumneavoastră. Bine. Am sunat la Nănuțul Cumpănaș, degeaba sună, îmi dă refuz de apel. Gol. Gol. Chiar în dreptul caloriferului. Sunteți la apartament? Iau, normal că suntem, sigur că da. Acum vin. Bine. Unde nu-s rosturile puse? Păi dacă nu-s rosturile făcute, nu intră și sub rosturi, sau unde? Facem rosturi, nu facem rosturi. Ce facem? Altele? Unde? Păi nu se testează asta. Trebuie să ne știți, altele se trece acum. Că mâine ne întâlnim, ne socotim și vă găsiți orice bulangiu vreți să vină să vedeți. Este cel mai stresant cu timp din lume. Alin, oprește tot! Nu-ți mai faci nimic. Dacă continui, nu te mai plătesc. Așa se testează, cu lemn, nu cu mâna. Că mâna sună, aiurea. Alin, oprește tot!
Am pus-o în fața dumneavoastră, am pus-o cu dumneavoastră, am pus-o cu totul. Puneți două plăcini pe laterale să vedeți că sunt concave. Două plăcini, vreau să vă arăt să vă demonstrez că inteligența. Nu mai continua, că nu te plătesc. E gata. Păi deja mi-a ajuns aici, mă, bă, aici. Păi eu am lucrat pentru oameni care au funcții. Și niciodată nu mi-au făcut stresul ăsta și figurile astea. De ce am stresat? Păi sunt cel mai interesant. Două plăcini, vă rog frumos să vă demonstrez calitatea greciei. Și atunci o să vorbim. Am pus-o în prezența dumneavoastră, s-o folosit adeziv peste tot, cel mai bun adeziv din lume. S-o pus. Păi dumneavoastră, dacă nu-i nostru făcut, păi degeaba îmi bateți mie aici. Degeaba îmi bateți mie aici. N-ar mă rost, două plăci, cap în cap, la propriu pe parte. Și atunci o să vadă ce înseamnă concav. Și până nu-s rosturile făcute, nimeni nu mi le testează mie. Păi apoi să vină să bată cu capul ele. Ce e acum, vechi? Salut! Dar tu mă lași pe mine cu apartament așa? Da, mie chiar nu mă interesează. Dacă așa îmi faceți, credeți că eu sunt un bulangiu din ăla și o veniță lăutar? V-am suportat o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori. Se ferește lumea să mai vină să lucreze aici, că numai cu telefonul stați și numai cu alea. Ce e de aia? Da, eu nu sunt marta loc și nu sunt fraie. Nu, zice-o. No. Dar eu i-am trimis la nevastă mea filmare și poză să vadă... Ce înseamnă asta la dumneavoastră? Ce înseamnă asta la dumneavoastră? Ce înseamnă asta la dumneavoastră? Știți? Știți ce înseamnă asta? Calitate de căcat! Calitate de căcat! Concav! Când noi ne apropiem urechile, automat aici o să se formeze o mică burtă care, indiferent cum o punem, tot o să tragă. Dar nu o trage clemele, ca să o mi-o aducă mie perfect. Nu-i marmură, nu-i ceramică, nu-i travertin. Îi gresie luată la mâna la Dedeman, calitate a doua. Asta nu-i de la Dedeman. Oriunde ar fi, calitatea a doua. Da, în bucla aia mică ce se au... Sărmâna, vă rog până în două minute, vă rog frumos. Bine, vă rog frumos. Ce naiba? Păi mie îmi spuneți mie cum se testează și cum se pune. S-o pus în prezența, în prezența dumneavoastră, s-o scos, în prezența dumneavoastră s-o pus. La fiecare rând ați asistat. Chiar ați stat între noi. Bun. De aici, de aici am ajuns. Eu, vă rog frumos. De aici acolo. Ok, un rând, n-ați asistat. Nu, la mine nu merge cu greșeală din asta, aiurea. Mâine, Alin, strângi tot. Mâine venim, frumos, pe râchie, să dau bănuțul, salut. Mie nu mă sună neapărită să-mi spună mie că Neluțul că testează, că nu-i convine, că ce meseriaș. Păi nu, ce meseriaș. Ține Neluțul, uite, nu, nu. Uite, asta, da. Aici e, atâta e distanța. Nu, și? Păi și când pui faianță, cum o pui? Care? Asta, asta l-am e jos. L-am pus faianța? Nu, am pus? Nu, nu, ca idee, nu am nevoie de idei. N-am nevoie, că-s plin de idei. Toată lumea are idei o, și toată lumea are meseriaș. Ce vreți să faci, acum să înțeleg? Nu, lucrarea se va opri din momentul ăsta, eu vă voi da banii înapoi. Și salut. Fără nicio mică problemă. Mâine dimineață la bancă, fără nicio problemă, am scos. Vă găsiți lăutari, maneliști, ce vreți să vină și vă continue. În halul ăsta, bă, că ce meseriași ăla? Păi eu mă fiș pe jumătate din Valea Jurii. La mele. Dar lăsați-ne în pace. Da, corect. L-am adus și omul ăsta. Nu erau prevăzute multe lucruri să se facă, le facem. Nu era prevăzut nimic. La zero. Nu așa de-am înțeles. Da, dar mă lăsați să fac la zero. Nu mă futeți de cap și nu stați în spate oamenilor și nu mă poze și nu mă filmăm cu fiecare. Păi am trimis la nevastă mea de lucrurile. Atâta, la mine nu se lucrează așa. La mine fiecare nu își face treaba. Casa este al lui nevastă, nu a mea. Nu, n-am nicio treabă cu dumneavoastră. Ia te-a plătit pe tine, ia te-a plătit. Nu, dar eu cu dumneavoastră am vorbit, nu cu doamna. Ai vorbit cu ea la telefon. Dar n-am vorbit la telefon. Nu am vorbit de telefon. La telefon cu ea. Eu te-am înțeles, ai vorbit la telefon, pe telefon. Ați discutat voi. Da, bun, ok. Și am vorbit frumos, am stabilit prețul, ce am vorbit noi, ce e confidențial între noi, da? Dar nu trebuie să-mi aduceți mie injurii de față cu neaculiță, cu unul, cu altul, că vai, doamne, nu știu cum. V-am arătat calitatea, nu. Mergeți la orice meseriaș din lume și ziceți-mi, pune-mi mă dreaptă. Aline. Pune-mi eu o dreaptă, îți dau 100 de milioane, pune-mi eu dreaptă. Pune-mi eu. Explică-i dacă o pot spune. Ce dreaptă? Păi da, am pus adeziv,
într-o bucătărie, pe autonivelantă, se pune un sac jumate doi la piaptă. Noi am ajuns la trei saci. Să o rectificăm, să o punem pe peri, pe tot. Era lângă noi. Și vine și îmi bate mie. Păi eu găsesc defecte la toată lumea. Dar nu așa, că eu vreau perfecțiune. Nu există. Am înțeles. Nu există perfecțiune. Nu, mâine așa se face. Nu, uite, nu. Frumos. Stai puțin, frumos. Spuneți-i de ce. Spuneți-i de ce. Păi, ce să mai... Păi spuneți-i de ce la doamna. De ce să opri lucrarea? La muncitorii mei, numai ce meseria și ăsta? Cum e ăsta? Cum e ăsta? Așa e. Mai bun, ok, am înțeles, doamnă. Am înțeles, gata. Așa e, domnul meu. Le-a stricat materialele. Pe unul și dăm jos. Da, odată am pus și odată am dat jos. Și mi-am asumat că mi le plătesc. Auziți aici, au fost prezent aici, au fost prezent. Au stat lângă noi, te-am discutat. Ia de la bucătărie, e col, domnul meu. Doamna, nu știu dacă aveți treabă cu meseria, dar au fost aici. Domnul Cornel a stat lângă mine și să e lângă mine și să vă spună. Ai sta mai ales la plăcile și sună acolo că nu-s rosturi făcute. Nu că nu s-au pus material. Ce dracu? Păi ea a fost lângă mine, lângă papuc lângă papuc. S-au murdărit când făceam adezivul. Lângă noi au fost. Dar nu zic că nu au fost. Au fost lângă noi. Lângă mine au stat. Nu știu, doamne, că eu nu vreau să fac baterie de replici, că replici am și eu replici. Nu, doamne, au fost lângă noi. Uitați-vă cât e de concavă gresia care o luat. Uitați-vă că avem un centimetru. Știți ce înseamnă asta? Nu, i-am demonstrat acum ce gresie s-o luat, calitate a cincea. Și uitați-vă, adu o ruletă, să-i spun și exact gradul. Uitați, colțurile apăsate. Uitați, nu, nu, aici se apasă, un colț nu se apasă. Uitați, filmați-i să vadă. Păi filmați-i ce-a luat. Uitați, uitați, apăsau dumneavoastră pe colțul ăsta, să nu ziceți că apăsați. Apăsați tare, fel, să stea lipite. Nu. Și? Este fac rosturile lichide, se bagă peste tot, nu facem kitul de rosturi aici, se aspiră peste tot. Uitați adezivul cum se intersectează între linii, uitați adezivul care se intersectează între linii. E dacă aici nu e adeziv care se intersectează și nu e rostul făcut, păi cum să nu sun aici? Aici. Se curăță, se aspiră, se fac canalurile și se dă rostul lichid și ăla între pătrun de peste tot. Asta e rolul rostului. Asta e mâine bine. Mâine frumos, după ora 3, la ora 1 am întâlnire la bancă, am scos banii, vii am adus. Adezivul în plus care s-a folosit, 5 saci, îi dau înapoi, chiar nu mă deranjează și nu mă afectează cu nimic din niciun punct de vedere. Credeți-mă ce vă spun. Deci nu orice material s-a folosit în plus, eu îmi plătesc. Nu, doamnă, nu, doamnă. Știți ce mă deranjează? Doamnă, știți ce mă deranjează? Când nu sunt eu, vorbește aiurea la muncitori și muncitorii mei tot îmi zic. Înțelegeți? Asta m-a făcut acum să opresc. Asta m-a făcut. Corect. Ați avut dreptate. Ați avut dreptate, doamnă. Nu vă supărați. Auziți aici. Numai două secunde. Am fost chemat în urgență între trei lucrări, da? Am zis că vă ajut. Da. Nu există, că eu am 3 ani de zile de muncă de acum. El știe cât am de lucru, nu că nu lucrez, nu. Păi asta vreau ca să vă spun. Păi ascultați-mă puțin. Nu, vă rog frumos să mă ascultați. Am venit și ne-a rugat să-l ajutăm că nu mai suportă, că are niște lăutari. Am zis, vin să văd. Și după aia vorbim. Și am să vă ajut. Dar țineți cont că suntem între alte lucrări și o să mă învârt. Altceva n-am cum să... Nu pot să opresc 3 lucrări care le-am început de să vin să lucrez. Mă învârt între ele.
Nu, doamnă, nu e vorba de două luni, e vorba că trebuie să mă învârt. Trei oameni acolo, doi acolo. Dacă unul nu vine, schimbăm echipele. Că la mine nu-i că eu nu mă trezesc la muncă dimineața. Nu vin ei tot timpul. Unul vine, unul nu. Și atunci toată roată se... Asta e o problemă mondială. Nu numai eu și nu-i scuza mea. Că mi-o asum și mi-am asumat până la sfârșit, indiferent ce-o văd. Problema îi că în plus oamenii nu vin când le spun eu. Uitați-i cum natul meu lângă mine. Săptămâna trecută o lipsit trei zile. Ce să-i fac? Bun. Bun. Da, dar faptul că m-am oferit. Ce să dăm jos, ce să punem jos? Stați puțin. Prima dată nu era prevăzut după planul meu să dau presia jos și să o dăm beton contact sau amorță și să mă ridic în sus. Nu, Vana și cu mutatul, cu spartul de după și plus boxul ăla, care nu era prevăzut ca să-l dărâm. Era vorba să-l îmbrac. Atât. Eu știu... Și când v-ați spus că trebuie să schimbăm în prima fază, când era discuția de baie și deci că trebuie să schimbăm țările, nu ați spus că... Nu, stați puțin. Nu. Era vorba să refacem țările. Cine a spus? Eu? Dar eu sunt instalator. Facem baia și... Da. Facem baia. Facem baia și discutăm altfel. Păi bun, ați văzut? Altfel discutăm. Dar nu era prevăzut să facem asta. Ai spus că... Domnule, cum ai oferit chestia asta? Nu, domnule, nu. Se vede că le zici și nu vreți. Nu. I-a dus pe toți oamenii. Aduc 7 oameni care au fost să vă zică ce vă... Nu te lucrează pentru mine. Eu nu-l trimiteam pe băiatul ăsta de nebun ca să vină să... El e instalator, el își face treaba, eu îl plătesc pe lucrare. El nu-i la zi cu mine. El vine și face treaba. Dacă îi trebuie două zile, și-a două zile. I-am dat și om să-l ajute, i-am dat să fie. Dar nu așa. Și îmi spuneți mie că Grecia, nu. Aduceți pe oricine după ce se fac rosturile și îmi bateți cu ea, dar nu așa. Luați o bilă, domne, și o aruncați. Și atunci se vede dacă ia pușcă. Atunci. Atunci se vede dacă ia pușcă. Nu, acum nu-i terminată. Păi nu-și mai au rost, am spus de la început. Acum, vă veniți mâine să încheie, să cu lucrările fără nicio problemă. Deci, fără nicio problemă, trebuia să vă ascult de vineri, dar am zis, hai că trecem peste și facem. Ați avut perfectă dreptate. Deci, nu, trebuia să trecem peste. Ați avut perfectă dreptate și, nu. Corect. No, atunci așa rămâne. Alin, îmi facturez pe ce ai lucrat astăzi. Dacă dați drumul la apă, o să iese... Nu dați drumul, păi n-am pus la drumul la apă. Am pus, o bine de cuze. Am înțeles. Puteți să dați drumul, o zi sunt pe ceva dată. Aici la baie, poți să-i dați drumul la apă? Păi n-am pus să-i dau, uite-te, e decuplat. Nu? Ia asta. Nu știu, eu n-am decuplat nimic, că nici n-am uitat acolo. Haide, vină și... Haide puțin, iau. Îi dau drumul de aici? O lai, uite, nu merge. Domnul, pe jos îi dat eu pe aici. De acolo nu merge asta. Dar spun să nu dai drumul la robinetul ăla. Nu îi dau drumul, cu dat și dat, îi fac belele acum cu... Ala, cu bubuț, hai cu ăla. Să știu ce am de... Ce? Faci așa, mă. Da, știu, nu-i problemă. Știu că aici era problema, trebuiau decalate ca să se coboare până jos cu finisajul. Da, știu, nu mă gândesc. Bun, deci ai prefăcut partea de jos, da? Ok, partea de jos și la baie. Ce mi-ai făcut altceva? Ai cumpărat ceva în plus, în minus, să știu? Nu, ce am cumpărat, mi-a dat. Ah, ok. Nu, bun, atunci. Atunci așa facem. Îmi zici cât am să te plătesc și nu este nicio problemă. Bine, mă duci cu mine,
oră, ne vedem mâine? Am făcut o ora 3. La unul spune la bancă, m-am depus niște plăți. După ora 3 ne vedem, vin aici în sus, n-am nicio treabă. Hai să stabilim ora exactă, să știu, 3 mâine sau 4. Mâine la ora 3. Ora 3 sunt. Eu am spus că știu cum mă organizez, mâine la ora 3 trebuie să ne vedem aici, bine? Bine. Atunci, așa rămâne. Deci mâine la 3 sunt aici. Mâine la 3, nici nu trebuie să mă sunați, că voi fi un medecul. Da, așa că s-a registrat tot. Aceasta este bucătăria făcută, lăsată de Nelusu Cumpănașu, cablurile se vede așa, uitați. Aici s-a supărat că i-am dat, uite, ăsta e ok. Uite, se și mișcă. Deci, aceste plăci de gresie au fost puse de Nelusu Cumpănașu și el îmi spune că le-a pus bine. Mi-a pus această ușă, dacă se vede, cu câți centimetri mai sus, uite, se vede în baie, poate să intre o pisică în baie. Bun. Ușa asta a fost montată de el, așa, cu 2 cm mai sus, nu 4, pardon, nu 2, 4. Și tot așa i-a spus la colegul lui să o dea jos. A dat-o jos, o vedeți acolo. A curățat-o de spumă. Uitați cum a lăsat lucrarea Nelusu Cumpănașu. I-am dat 50 de milioane. I-am dat 50 de milioane să-mi facă lucrarea. Efectiv, m-a lăsat în ploaie. Nu, poftim. Aici au montat o ușă. Și au dat-o înapoi jos. Adică se vede. Aici nici măcar n-a montat-o, ușa nu nouță, se vede. Nici măcar n-a montat-o. Asta mi-a lăsat mie Nelusu Cumpănașu în toată casa. Nu. Culcă-te
Cornele, în casa asta. Azi mâine din copiii mei din vacanță, începe școala. Hai să ne facem baie, copii. Hai că Năluțul Cumpănașul ne-a tras-o la toți, cum a zis. Ia uitați-vă. Asta e lucrare făcută de Năluțul Cumpănașul. Ia uite, eu acum văd. Nici măcar nu-i prinde ăsta, fiate. Hai de capul meu. Și mi-a zis că l-a prins. Hai să-i prins acolo cu... Hai, cu negrese. Ia uite. Asta trebuia dată jos și când am întrebat, bun, dar dai jos. Mi-a zis că se va tăia pe aici, pe aici și o lasă mai în jos. Până la zero. E bun, o lași mai în jos, dar atunci tai și mie din bani. Nu, că lasă că ne socotim, că vă dau eu banii înapoi. Așa. Se vede. Năluțul Cumpănașul, meseriașul Văijiului, meseriaș din Lupeni. Îți mulțumesc. Prima mână, la 3 ore,
Vedeți, mă calții. Mâine e pe răzut a doua mână, dar dacă vezi, mâine se întâmplă la tare. Lăsați-i să vedeți o cameră cum se termină mâine și după aceea vă să duceți. Deci nu... Și de mă rog de băieți, de lunea trecută, să pună plasă pe peletele. Să nu mai tavanele vin, nu mă ascultate, că vine membrană, membrană sus, membrană jos. Aici vine scapa care o facem astăzi, se termină. Tavan cu membrană, tavan cu membrană, tavan cu membrană, o autonivelantă și gresie. Și gata. Dar la finisajele care dumneavoastră le vreți repede, singurul băiat care îi este pe restul n-are rost să să mai ajungă prin persoană. Doamne. Da. Sâmbătă, da. Așa, da. Da, 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 hai, da, da. Da, da, da. Da. Nu, 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 nu. Acum am următoare la urmă. Da, așa e, da. Am înțeles și la de urmă. Nu, nu, la ce? Ca să veniți la plec la lucre? La Petrușan trebuie să vă duc la lucre, dacă nu la lucre. Da, da, da. Da, normal. Condițiile și clauzele le avem înăuntru.
Dar specificăm într-un act audițional tot ce vreți. Da. Dacă apare ceva în plus, Neluțu, vreau ceva în plus, nu știu, nu vreau alb aici, vreau gri. Atunci, plătiți-o din plus, mâna de gri. E singura condiție la care intrăm. Și atunci mâine să-mi vedeți într-o cameră rapiditatea și ce o să facă și curățenia și tot. Da, să-și curăț culele fără să-i spun. Uitați cum arată glefiere de pe el. Folosită. Din urmă am văzut. Mâine ce să zici mâine? Unde arată să... Și-o adus cafea la sticlă. Nici măcar nu vrea să... Cabinetul meu e aici, să vede ce curățenie am în el. Păi, nu am face nimeni. Da, dar dumneavoastră aveți o profesie care... Noi aici am avut zidurile atât. Am spart tot, aici o postâng, l-am spart tot. Aici e iată la fel. Spart tot, înăuntru tot, s-o spart. Bun, la mine când zici un termin. Dimi, facem mâine contractul frumos împreună. Și vă spun, aici asta, asta. Îmi trebuie 4 zile. O eroare că nu avem materiale, le punem o zi în plus. Am zis așa, ca să înțelegeți. Poate comandăm, nu știu. Punem o marjă de 3-4 zile la toată lucrarea. Nu știm ce se poate întâmpla. Cât înseamnă că mi s-a dus lucrul la vacanță copilului? Nu, mi s-a dus pe culăm. Numai că vă facem. Acum am un băiat care și cu ăla altul care crede, țin-mă, mă pot bata pe ei. Doar nu l-am adus aici. Care eu mă chinui cu băieții ăștia la o săptămână să-mi iau mâna de încărcare, care asta trebuie să-mi o lase să se suce, doar ca să vă plimb aiurea. V-am zis, am un băiat, uitați-mă. Vine să-și câștige, să-l vedeți pe Dănuț celălalt, e posibil să nu-l știți, pe Dănuț Lică, mai micuț de statură așa, dar omul nu vine să piardă din ce. Băieții ăștia. Da, nu am spus. Da, nu am spus. Da. Așa, spune. Da. Da, sunt cu cineva într-o discuție, vă rog. Hai să luați control atunci, bine, și putem să discutăm. Da, sănătate. Deci băieții ăștia m-au făcut pe mine să mă răzmânesc. Dimineața e prima zi. Și mi-a zis, lucrez, dar cu contract. Merge acasă în băbură și dimineața i-a duc contractul în fața dumneavoastră, are angajare. Și el și celălalt. Ei doi, dacă ei nu făceau și nu-i vedeam, până am venit la Vulcan, am stat la poliție să facem foile și mama dracu să le pută, când am venit, era totul mai avea pe repede stat. Și după aia mi-a zis, au la trei minuțul, hai să te ajut să-ți faci. Aici pe ce trebuie să-l calculez, că vine bandă LED, trebuie altceva calculat. Cu fire, cu scafe. Și eu zic, am zis, vrei să rămâi sau vii azi mâine nu? Și o zis, nu, vin, dar numai cu contract. Când cineva îți propune așa ceva cu un copil de 6 luni, și merge foarte repede. Uitați-mă, nu folosiți la ce-o mai spart, ce-o mai curățat, de pe pereți, ce-o mai decuperțat. Și-o pus într-un loc. Ne împiedicăm când intrăm? O să vedeți, ne împiedicăm când intrăm? Nu! A intrat clientul și mi-a zis, cine vă răștiți? Și am zis, uite, băiatul și cu Dănuț. Da, așa da, restul să nu mai vină. Scurt. Eu îmi fac scapa astăzi, torn autonivelantă, 4 zile nimeni nu mai trece. 4 zile las casa să o suce. Bun, din punctul tău de vedere, în tot timpul nici că poți să trebuie. Pe 4 vine soția. Din câte am înțeles. Da? Pe 4. Suntem în 26, avem cam 10-12 zile. Aș putea să vă termin în zilele astea bucătărie. La baie mea, nu zic că nu vom fi gata la baie, Doamne fer să nu faci jos oamenii, dar eu vă zic așa, bucătăria va fi gata, holul va fi gata, camerele vor fi gata, faianța o vom pune, poate mai o să mai ne trebuia 2-3 zile până montăm WC-ul, dar astea vor fi atunci, astea finalele, care, de exemplu, siliconatul, care trebuie, degeaba fac hitul de rost astăzi, dacă eu trebuie să las o zi ca să vin cu silicon. Azi, finisajul. Aș putea să mă încadrez în termenul ăla. Doar v-am spus, la baie, 2-3 zile îmi trebuie în plus.
Deci, asta vine zic acum, în 2-3 zile. Dar, în schimb, bucătăria, holul, camerele, nici nu se pune problemă. Nici nu se pune problemă. Și baie, gresia, faianța se va pune toată într-o zi, după ce e tot îndreptat, doar el m-a îndreptat-o, punem faianța într-o zi și cel mai mult nea și cel mai migălos, ceea ce nu prea îmi place să fac și să fiu și să fac, nu prea îmi place să fac sanitarul, gen WC-ul, la pe Alin, dar Alin când mă facturează 200 de lei de la Lupeni, la Uricani, la Petroșani, să vadă lucrarea cu dumneavoastră și să... și să vă... Cum nu? El e la zi. De ce mi-a luat 200 de lei numai cu venirea dumneavoastră? Ca să înțelegeți cum e omul. Sunt grămadă de instalatori. Sunt! Aduci un om, dar vreau să fie omul să termine. Corect, nu vreau să-mi iasă, îi țintă. Îi punct. Uitați. De la un dat la părință, un moment dat, cu cine am făcut o fațadă aia la părință acolo, prima oară am dat un microfon. Îl dat peste cap, am chemat pe asta. Deci acum îmi face microfon, înseamnă că nu, nu-i de la capăt. Și dacă omul nu lucrează... Și lucrează singur, cu nimeni. Singur, și apartamentul. El se face tot. Tot, dar ca capat. Vrem să vorbești sau vrei să nu faci un punct, știi? Nu, o să vedeți. Vreau, o să, de ce v-am spus, stați lângă mine. Stați lângă mine. Nenuțul vreau să lipsesc două ore, fă ceva două ore până vin. Nu m-am condit. Aia o să fie scrisă așa. Grecia și faianța se pune în prezența dumneavoastră. Nu nimic altceva. Băiatul, prima zi, azi am negociat, am stabilit ce-i de făcut, o lucrat, l-am plătit, o zis, contract, îmi dă buletinul de seară, dimineața i-a dat contractul la dumneavoastră și o să-l semneze la dumneavoastră. De acolo mă duc mai încolo la OMV, se fac protecția muncii și dosarul medical. Omul trage și decorativă și glet și ele. Deci nu am ce să zic, dacă el nu venea și nu mi-a arătat că se poate, nu mai aveam nicio trage să merg, dar acum, plus că zis că mai aduce pe încă un băiat cu el, care e unchiul său sau nu știu ce, și la fel, și o să-mi dau lucrări din preț. Asta înseamnă, eu le duc, verific și plătiți. Ei știu să tragă mult mai repede, să facă mai mulți bani, mie îmi convine că nu mai am atâta bătaie de cap și m-am axis pe acela. Dimineața la 8, suntem la dumneavoastră. Arată-i că rău frumos cum ți-ai adus cafeaua, că poate nu. La sticlă! Deci așa ceva, când i-am zis dacă vrem o cafea, și da, ne vrem cafea când ne-ai zis de tine. Dar numai ca să vedeți... Da. Da. Uitați, și aduce cafeaua. Deci nici nu vrea să-și cumpere. Deci, din scurt, cafeaua nu va mai fi. Dacă vreți, dimineața, la ora 8, suntem la dumneavoastră, intră în primul rând în cameră, el își face cum vrea, el își aranjează mersurile, el știe, eu nu o să zic, uite așa. Eu îi spun, bilet în cameră, atât, așa se discută cu el. Nu știu cum și nu știu cum. Și atunci, după ziua de mâine, spuneți nărunțul, da, băieții ăștia își merită treaba. Prea. Dacă băiatul, eu am văzut ce face. Deci credeți-mă și cu dănunț. Nici nu s-a oprit că au mâncat din zbor. Din zbor. În timp te dau trebuie să-mi viși în mână. Altul, pufu. Nu știu ce boală lumea cu de la câini, ăia, că toți trei sunteți bolnavi. Nu mai pot nici de ore. Vrei să păstrezi, mă. Păstrezi că e plin de cetrii. De la câini? Nu, să-ți fie de la câini. Trebuie să iei plin de copii. Ești drag, am răcit. Am prins sigurel. Stai puțin, tu ai răcit. Dar Cristi, a făcut febră din aia interioară. Aia nu știu. Hai să zic ce, nu insolație. Uite că vomită și el acum. Și să-și facă test. Păi bune, e plin de copii. E plin de copii în vale. Nu știu ce spun. Păi nu știi, dar știu eu. Nu te faci, că te îmbolnăvești și pe noi mai îmbolnăvim. Este plin de copii, este plin de copii. Păi, dar ce nu va cu carantină? Eu am fost, nu s-a mai făcut carantină, e gata. Nu? Nu s-a mai făcut. Nu s-a mai făcut.
Mai ce cu vaccin? Am făcut vaccin în Germania. Tu ai făcut vaccin? Pentru ce? Trebuia să plec în Germania. A, să ai altceva. Trebuia hârtie aia. Să face vaccinul pe hârtie. Deci peste tot. Nu, alea sunt prostii. Am făcut vaccin. Nu. Bun, deci mâine la 8? La 8, eu, aici stați. Nu. No, la 8, acolo, mâine bem o cafea, ne punem frumos pe masă, facem un contract frumos cu tot ce v-am explicat, îmi ziceți tot ce vreți, că atunci eu știu, îi prezint o copie lui de contract și îi prind după foaie. Nu mai aici, mai vreau aia sau acolo, nu. Exact cum am zis acum, vreau zis acolo, da, acolo rămâne. Alate, eu zic, aș mai vrea una acolo, nu se mai poate. Nu se mai poate. Păi știi că noi nu se mai poate, nu mai facem nimic în plus decât ce scrie pe foaie. Și atunci facem mâine foaia, o copie el, o copie eu, o copie dumneavoastră. Ce e în camera asta de făcut? Deci nevastă mă, dacă vine pe patru, e bucuroasă. Eu vreau să zic că nu-i bucuroasă, nici nu-i spuneți nimic, mai mult decât bucuroasă. Nu. Nu-i spuneți. Păi am găsit patru. Lăsați-mă să-i fac o cameră, faceți poze la final. Păi cine sunt? Bă, doi, băieți, lasă așa. Nu-i mai ziceți, și să vedeți. Faceți poze la final și atunci o să vedeți ce zice. A, da, bine. No, dar nu-i spuneți cine. Să vedeți. De fapt, pe băiatul oricum nu-l cunoaște. Pe care o să fie, ei o să lucreze până trec. Că ei vin să lucreze. Nu vin pe TikTok, nu vin pe așa. Dar, în schimb, dacă mai de fapt... Ia-ți antibiotic, pe bună-nțeleg. Ia-ți auzi, ascultă-mă. Până mâna și ia-ți antibiotic, una la 12 ore, o pleznești, ai plămânii barsă. Da. Te aud eu. Dar ia-o metalul, aud eu și are o melodie total schimbată față de altă. Deci de antibiotic, n-ai așa. Ascultă-mă ce se întâmplă. Antibiotic, vezi la farmacie că are, e lege dată, dacă nu ai rețetă, îți dă pentru 3 zile. Peste 3 zile merge iar să iei. A, atunci nu. Lăsați, stai răcit. Mâine mă sună că nu vine. Nu, așa facem. Acum eu mă duc, iar condiția care mi-a pus-o, să-i cumpără sculele lui, să nu lucreze cu ce. Mă duc, îi fac necesarul. Găleata lui, mistrie, ruletă, creion tot, ale lui, bolobov tot ce are nevoie. Hai la mașină, că nu ești ok, că te cureți. Dacă vreți, dimineața la 8, uitați acum. Nici nu-i spun să vină, că mergem noi, eu mă duc în Polindin, Vulcan băiatul. Eu numai pe denuțe le-au de aici și am plecat. Acum mă duc să-i fac necesarul de toate sculele care are nevoie să mă preparăm este bun, da. Încep de mâine. Da. Mâine este miercuri. Miercuri, da. Până sâmbătă aș vrea cel puțin camerele și holul să fie gata de vopsit. Camerele și... Nu, cu tot. Nu. Și atunci, camerele gata cu holul, putem aranja un pic mobila, lăsăm un pic de spațiu cât să trecem cu trafaletele, că nu pot să aduc pompa, că aveți prea multe, că atunci că era cu pompa, într-o jumătate le vopseam tot apartamentul. Vreau să aveți foarte mai mare grijă că, nu, și cu ăsta, cu parchetul, avem fore, am prea folițele mari. Păi, mâine... El își pregătește. Uitați cum a lăsat o lucrare, nu te împiedici, toate spusele cu poli, spulele curate. Îi ora, nici măcar nu-i 5, s-au propus ca să termine. La ora 2 oră, el a terminat, a mâncat de spor și a fumat o țincară, deci o palacat, lasă, adeziv, colțoare puse și necesarul. Îmi dă buletinul dimineață de față cu dumneavoastră, eu mă duc astăzi la 9, pe la 9:10 ajunge contabila mea, îi face contract și facem și noi și atunci știm o treabă. Dacă nu se respectă zilele astea, dacă eu ajung la un termen și depășesc extraordinar de mult cu alea 2-3 zile care vi le-am zis că
jonglabile. Dacă depășesc mai mult, nu mai am pretenție, precizăm, dar niciun ban. Din diferență. Nu mai dați niciun ban. Dar eu zic că nu, o să trebuiască să-mi dați. Eu așa vă zic. Eu așa vă zic. Deci eu mâine... Nu, nu mai. Lăsați. La 8, fără 10, suntem la dumneavoastră. O să vin cu mașina aia altă și o să ne facem ceva. Cu băiatul. Și o să vedem. Nu? Și de nu asta. Zic cu el vin. Și atunci o să vedeți ce se poate face. Și o să vedeți. O să-mi spuneți exact cum a zis și pe el. De ce nu s-a făcut? Pentru că n-au venit. Cu cine? Cu ăștia care azi e ultima zi? Păi sunt ai mii, dar lucrează numai când vor. Și lucrează când ești. Și eu când trebuie să alerg dintre părți, ei stau. Dar n-ați văzut că TikTok-ul e activ tot timpul? Uitați-vă la Facebook, la Messenger, conectările. Unul e acum 30 de minute, unul e acum 20 de minute. Nu mai. Mai bine doi oameni și buni plătiți mai bine, decât 5 plătiți mai puțin și mai prost. Nu am cum ajunga. Hai să închid ușa, până când vorba pe ei. Nu, nu, nu. Să mă duc să-i fac un părăgâne pe vrea. Uitați-mă la mine, că nu am, uitați, știu că sunteți aici, vă la dezamăgire. După o zi de muncă, o să-mi zic, ei imagine, fără ei nu. Nu, mai multe. Nu, haideți că o să vedeți. O să vedeți sâmbătă ce o să zică doar. Bine, hai, o zi bună. Am intrat în apartamentul din Petroșani, un apartament renovat în totalitate de către
firma, firma din Lupeni, Neluțu Cumpăniașu, Cumpăiașu, o firmă care se vede, mi-a făcut o lucrătură, este de nota 10. Trebuie să vedem cu toții tot ce este aici. Se vede, am dat 5.000 de lei. 5.000 de lei am dat în avans, adică 50 de milioane vechi, să-mi facă adică tot ce înseamnă, se vede, într-un apartament. Ușa este, lumina arde în baie de o săptămână, acum se vede. Ia uitați-vă. Neluțu Cumpăniașu, Cumpăiașu din Lupeni, îți mulțumesc de o, din data de 12 iulie și suntem în 2 august. Așa arată, așa arată o lucrare terminată de Neluțu Cumpăiașu. Se vede, uite, asta e lucrătura lui Neluțu Cumpăiașu. I-am spus să prindă frumos în profile de metal, de aluminiu, ce-o fi. Se vede, da? Ia uitați. Aici nu am efectiv unde să dorm. Nu există. Nu există loc unde să pot să dorm de ce mai sunt 3 săptămâni. Ușile au fost puse, după cum se și vede, au fost puse și nu au fost puse bine. În altă filmare se va vedea foarte bine, cel puțin asta de jos a fost la 4 degete deasupra parchetului. Ușa la baie la fel, după cât se vede foarte bine a fost pusă și asta și a fost dată jos, deci 3 uși au fost, una, ușa la baie aia clar va veni jos, a doua, a treia, și așa m-a lăsat cu baia terminată din punctul lui de vedere. Neluțu Cumpăiașu, îți mulțumesc frumos, ești o firmă numărul 1 de reclamă. Această firmă, bănuiesc că se va folosi toată lumea sau toți prietenii din Valea Jiului, după cum se vede, a fost lăsat. Azi mâine începem școala, eu cu copilașii mei, o să trebuiască să dormim la vreun hotel din Petroșan sau din Lupeni, datorită faptului că acest individ și-a bătut joc de apartamentul meu. Și-a bătut joc de tot ce înseamnă apartamentul meu și al soției mele și al copiilor mei. Se vede. Început, neterminat, din senin, a spus că da, am să vă termin apartamentul, o să-l fac necherman și o să vedeți că mă veți pomeni de bine. Neluțu Cumpăiașu din Lupeni, te pomenesc cu tot ce vrei tu de bine. Se vede, da? Asta este munca lui în 3 săptămâni. Neluțu Cumpăiașu din Lupeni, îți mulțumesc frumos pentru cât te-ai zbătut să-ți bagi joc de apartamentul meu din Petroșani. 50 de milioane în avans și acesta este rezultatul muncii lui Neluțu Cumpăiașu. Prizele sunt puse alandala, adică vine așa, un fel de burtă, i-am spus, a zis că nu e problema mea, că va face, va îndrepta, va... Da. Încă o dată, vedem.
Totul este în bătaie de joc. Neluțu Cumpăiașu, mare domn. O să te recomand în toată țara și la toți prietenii prietenilor prietenilor mei. Îți mulțumesc, Neluțu Cumpăiașu. Asta este treaba făcută de Neapuliță. E treaba făcută de Neluțu. Asta e treaba făcută de Neluțu, profesionist. Îi trimit la nevastă mea. Nu, nu facem treaba așa. Nu facem, nu. Eu îi trimit să vadă cum dracu să faci treaba. Să pui... Păi toată e așa. E toată. Hai, nu, dă dracu de treabă. Haideți să lăsăm așa, că deja îmi pierd răbdarea, îmi pierd eu răbdarea, că tot mă acuzați, mă faceți în toate alea, că cu ăia. Ăia au fost niște bulangii muiști de lăutari care au crezut Nea Cornel că se face bani pe treaba lui. Mă rog eu foarte frumos, lăsați să meargă omul acolo să-și facă treaba, că deja sunt sătul până peste cap. Lăsați-ne să ne facem treaba până veniți dumneavoastră. Mă rog eu frumos, nu mă puneți pe mine cu X și Y, că mă piși pe toți meseria și din Valea Jiului. Îs cel mai bun în finisaje. Deci nu mă luați pe mine că mă clasați și mă faceți. Că nu mă cunoașteți și nu mă catalogați după astea că îmi dați foc. Vă rog foarte frumos. Că mă duc acum și oprim totul și fac un contract pe tot ce s-a lucrat la prețurile standard și nu o să vă convină. Vă rog foarte frumos, opriți-vă din așa ceva. Că mi-au ajuns la gât. Dacă unul se sună, unul filmează, unul face pe dracu lacu. Vă rog foarte frumos, nu ne cunoaștem, nu mă subestimați, da? Foarte frumos, vă rog, și gata, că s-o sătul, numai pufăie domnul Cornel, de parcă domnul Cornel e președintele țării. Vă rog eu frumos, lăsați să-și facă treaba.